îndrept cu pași iuți către barajul Siriu, lacul Siriu. Îmi doream de mult să fac treaba asta. Sunt foarte entuziasmat, deși șansele sunt relativ slabe, conform invitatului meu special de astăzi, pe numele lui Vasile. Avem lansete, avem viermuși, avem vărgi, plute, nadă, bună dispoziție, avem tot ce ne trebuie. O să încercăm să căutăm un loc pe tot lacul ăsta imens. Da, ne-a lovit din senin, deși ne așteptam. Am crezut că ne lasă măcar să ne instalăm. Dar nu ne-a lăsat. Mă rog că am găsit aici niște copaci și ne adăpostim puțin. N-am apucat să arunc lansetele. Mi-a privit ce ne-a dat cineva care pleca acasă. Perfect pentru o saramură. Și niște regine foarte frumoase. Sau bibani soare. Deja s-au umplut de pescari și în stânga și în dreapta.
ce bine. Nici o trăsătură încă la ansetă. Vasile tot face pressing cu undița și în stânga și în dreapta. Caută locul lăudat. Ploaia ba vine, bea trece, dar în rest e o atmosferă plăcută.
Ah. Incredibil, n-am mai văzut niciodată așa ceva. Sunt niște bibani de ăștia ca palma aici la mal. Cam de două, maxim trei ori cât năluca și se leagă de ea în mod foarte agresiv. Adică e prima dată când simt o trăsătură la spinning. I-am și văzut aici la mal cum sau erau o gașcă de asta de vreo 7-8 indivizi și alergau în urma ei și se îndemnau care pe care să o atace. Deci atât de tupeist e bibanul ăsta Percafluviatilis. N-are niciun stres.